Bună ziua! Astăzi am să vă prezint setup-ul meu de gaming. Să începem! În primul rând vreau să vă arăt unitatea mea centrală. După cum puteți vedea, am o unitate centrală foarte bine structurată. Pe laturi se vede puțin structura foarte bine lucrată și dacă puteți vedea, este de la firma Spacer. Firma Spacer este o firmă foarte interesantă care face calculatoare foarte bune la un preț foarte avantajos. Ce vă mai pot spune despre unitatea mea centrală? A fost creată în 1192, dar nu contează asta. Este una foarte bună, lucrează foarte bine și ghiciți ce are roșu aici. Și ghiciți ce? Are un buton și când apeși pe butonul ăsta, ghiciți ce, se face albastru. Bam! Și pe lângă toate astea, puteți auzi ce sunet frumos face de tractor. Este pentru a te ajuta să te calmezi în timp ce te joci. Auziți doar simfonia. Până îmi sună aici tractorul, am să vă prezint și scaunul meu de gaming. Acesta este scaunul meu de gaming, un scaun foarte bine structurat de asemenea, dacă puteți observa are o chestie, dacă o învârți, uitați ce se întâmplă. Incredibil, oameni buni, scaunul s-a dus dracul. Dar în momentul în care noi tragem de scaun, se duce dracul înapoi și revine înapoi. Dar pentru asta este acest buton, trebuie să tragem, după care învârtim de aici și ghiciți ce, nu se mai duce dracul. Este un scaun foarte bine structurat, prezintă un foarte bun confort termic, spațial și mai face și masaj. Și ghiciți ce, putem să-l ridicăm de aici, bam, și lăsăm. Super tare, super tare. Desigur, această unitate are și un secret pe care nu multă lume îl știe. În momentul în care pui mâna pe el și îl trântești un pic, nu mai sună, oameni buni, vă vine să credeți. Incredibil, incredibil cât de inteligent poate să fie acest calculator. Fuck! Ok, să mai încercăm o dată. Incredibil, exact cum vă spuneam. Calculatorul s-a oprit din a scârții. Aici puteți observa minunatul meu microfon de gaming care nu prea merge. Însă, un microfon foarte bine structurat, este alb, este de la firma Koenig și... este foarte scump aici pe la mine prin sat, dar face o treabă foarte bună, niciodată nu-l folosesc pentru că nu merge. După cum puteți vedea, am și un mouse foarte bine structurat de asemenea, totul este foarte bine structurat, însă acest mouse nu este unul normal, acest mouse scoate o lumină roșie, incredibil. Wow, dar uitați ce efect are și camera. Incredibil, uitați doar cât de bine structurat poate să fie și această lumină, wow. Superb, splendid, s-a meritat toți bani. Să trecem la tastatură. Tastatura este una foarte bine structurată, care are chiar toate butoanele pe ea. Nu pot să spun foarte multe despre ea pentru că, nu știu. Este doar o tastatură foarte bună structurată, atâta pot să vă spun. Am ajuns și la monitor. Monitorul este componenta calculatorului prin care se transmit imagini. La mine nu prea este un monitor pentru că e un televizor. De ce am un televizor ca calculator? Bună întrebare, oameni. Dar... am să vă spun răspunsul mai târziu. Ceea ce este cert că acest calculator, monitor, televizor se deschide cu telecomanda. Am telecomanda, ghiciți ce? În momentul în care apăs pe 1, ați văzut, a dispărut luminița și ghiciți ce? O să-mi apară aici ceva. Incredibil, este un tigruț leopărduț cu un soruț în căpuț. Incredibil, oameni buni, vă place? Super! Aici este vechiul meu monitor de gaming, dar nu mi-a mai plăcut, așa că mi-am pus un televizor. Uitați, este foarte bine structurat, de asemenea este de la DLL. DLL este o firmă foarte bine structurată de asemenea, dar mai poate face niște ajustări la calculatoarele, televizoarele, monitoarele lor, înțelegeți? Da. Dacă nu ați putut observa, acesta este minunatul meu suport de cameră. Este foarte bine structurat, toate culorile își au rostul și pe lângă astea, camera nu mișcă în momentul în care o pui pe suport. Suportul este foarte bine structurat, doar trebuie să ferești puțin creioanele, după care ferești puțin creioanele, după care le mai ferești un pic și ghiciți ce, aici vine camera. Am să fac o probă cu telefonul meu. Punem telefonul, uitați, cu camera asta filmez eu. Punem telefonul frumos aici între creioane, bam, și ghiciți ce. Calitate HD și putem filma liniștiți. Aici avem niște crete. Crete este un component foarte important în gaming, pentru că câteodată trebuie să ai cretă la tine, că ce faci tu fără cretă? Dacă te întreabă cineva, ai o cretă șeful, tu zici că n-am șeful, că n-am, eu nu folosesc așa ceva, trebuie să aveți o cretă la îndemână. Da. Acum o să vă arăt cum funcționează acest suport de gaming de cameră. Punem camera rapid până nu ni se stinge camera, pentru că nu mai are baterie. O punem aici frumos, după care, cum v-am mai explicat, o să se stingă camera dacă nu acționezi mai repede.
ghiciți ce? Camera mea tocmai s-a închis pentru că este o cameră de gaming foarte bine structurată care nu poate să filmeze prea mult pentru că este prea bine structurată. Însă am să termin videoclipul cu ajutorul microfonului meu de gaming care este foarte bine structurat. Vreau să-i mulțumesc pe această cale microfonului meu de gaming. Cam atâta și cu acest episod, oameni buni, sper că v-a plăcut, îmi pare rău că trebuie să termin episodul cu microfonul, nu cu camera și îmi pare rău pentru bufniturile alea din videoclip pentru că e prima oară când filmez cu camera așa de aproape și nu știam că o să se întâmple așa, dar sper că v-a plăcut, sper să nu vă deranjez prea tare și da, bă, mulțumesc pentru vizionare, pa!